Campania electorală a debutat noaptea trecută. Candidații au fost prezenți în centrul municipiului Târgu Jiu și nu au ratat niciun minut pentru a lipi afișele electorale. Primul care a ajuns în centrul orașului a fost Partidul Național Liberal Gorj. Președintele PNL Gorj, Ion Iordache, împreună cu fostul prefect Iulian Popescu, s-au arătat încrezători și au afirmat că municipiul Târgu Jiu are nevoie de o schimbare. Vrem să dăm o nouă șansă Gorjului. De 34 de ani este căpușat de PSD. Gorjul nu are nicio perspectivă astăzi și vrem să începem cu adevărat dezvoltarea județului nostru. O facem dintr-o datorie pentru Gorj, pentru gorjeni, pentru copiii noștri, pentru viitorul județului. Am pornit pe acest drum și vom merge până la capăt și vom face schimbarea pe 9 iunie. Misiunea noastră în politică este în special să facem ca PSD-ul să nu mai conducă județul, pentru că l-a condus în direcția greșită. Nu avem nicio perspectivă, așa cum am mai spus. Am făcut în această perioadă de precampanie întâlniri în toate localitățile, am avut întâlniri cu oamenii, vom face în continuare evenimente. Clar, oamenii trebuie să ne vadă că suntem activi, nu putem să nu mergem, dar îmi doresc în continuare să avem întâlniri cu oamenii la treabă. Noi suntem oameni care facem lucruri pentru județ, am făcut toată viața, suntem o echipă de oameni care știm cum se fac lucrurile și vom prezenta soluțiile noastre, vom face dezbateri, întâlniri, așa, nu doar să ne plimbăm pe stradă. Târgu Jiu și județul Gorj au o mare șansă prin echipa liberală să facă tot ce nu s-a făcut în ultimii 34 de ani. Suntem oameni cu multă experiență, oameni veniți din mediul privat, care știu să facă lucruri, știu să gestioneze proiecte majore, avem viziune, avem determinare, avem energie și suntem la dispoziția cetățenilor ca să facem, cum am spus, tot ceea ce trebuia făcut de 34 de ani. Avem toată încrederea că cetățenii știu să facă această diferență și aleg bine, știu să și își doresc o schimbare, știu să deschidă ușile administrației unor oameni care pot să facă ceea ce au dovedit în mediul privat că pot să dezvolte. În centrul municipiului Târgu Jiu au fost prezenți și candidații de la PSD Gorj. Este prima etapă pentru configurarea victoriei de pe 9 iunie. Noi suntem convinși că vom câștiga aceste alegeri, bazându-ne și pe numărul impresionant de susținători pe care avem în această seară, dar și pe zecile de mii de susținători pe care îi vom avea în județul Gorj și în municipiul Târgu Jiu. Trebuie să ducem mai departe toate proiectele pe care le-am început și mai mult decât atât, să venim cu alte proiecte pentru dezvoltarea municipiului Târgu Jiu. Această seară, susținătorilor care au votat și au semnat lista de semnături pentru a depune candidatura și care vor vota Partidul Social Democrat, așa cum am spus, votăm PSD-ul. Votăm PSD-ul pentru parlamentare, europarlamentare, pentru Consiliul Județean, pentru primăriile din municipiul Târgu Jiu, Modru, cele 7 orașe și 61 de comune și cu siguranță vor fi câștigători. Nici candidații Dreptei Unite nu au lipsit din centrul municipiului. Să înlocuim blaturile din Târgu Jiu. De 30 de ani Târgu Jiu acesta este captiv intereselor PSD-PNL împreună. În timp ce ei semnează unii altora facturi, târgujienii o duc din ce în ce mai rău. Și asta se întâmplă pentru că din 4 în 4 ani se schimbă PSD roșu cu PSD galben. Acum situația a făcut de așa natură încât sunt amândoi pe aceeași listă. Dacă vă uitați, pe lista de europarlamentare își susțin aceiași candidați. Acest oraș nu poate ieși din captivitate cu aceiași oameni. Acest oraș poate ieși din captivitate cu un arhitect care a făcut performanță în mediul privat, care a venit cu o școală în spate, care a venit în politică după ce a demonstrat că are capacitatea intelectuală și a făcut performanță în mediul profesional. Este colegul meu, arhitect, Corneliu Răducan Morega, care este singura variantă să oprească bucla asta, ba PSD, ba PNL în acest oraș. Nu pentru că spunem noi asta, ci pentru că a demonstrat situația că de 30 de ani, fie cu cei galbeni, fie cu cei roșii, acestui oraș bine nu i-a fost.
că să schimbăm această conducere PSD-istă care a adus orașul ăsta timp de 30 de ani în Mocirlă și nu numai orașul, tot județul a adus în Mocirlă. Uitați-vă, suntem pe calea eroilor lucrare care ar trebui să fie emblema municipiului Târgu Jiu, care din păcate pentru noi este o bătaie de joc. Trebuie să facem plan urbanistic general, sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri. De fapt, tot orașul trebuie să luat la pat și tot orașul trebuie schimbat stradă cu stradă, pentru că nicăieri în acest oraș nu este o lucrare care să mulțumească locuitorii acestui oraș. Uitați-vă că alaltăieri a plouat 20 de minute și tot orașul s-a transformat într-o mică Veneție. Este extrem de trist că acest lucru se întâmplă în secolul ăsta, este extrem de trist că acum încă o dată trebuie să scăpăm orașul de PSD. Și tind să-i dau dreptate lui Romanescu, așa cum spunea el acum 4 ani de zile, trebuie să scăpăm orașul de PSD și acest lucru se va întâmpla foarte curând. Și cei de la AUR au marcat debutul campaniei electorale. Să facem tot ce ne stă în putință, să convingem târgujenii să iasă la vot. Asta este ce ne dorim noi. Dacă vom reuși să-i convingem că în acest moment există o alternativă și AUR este o alternativă, cu siguranță actualul primar în funcție va pierde primăria Târgu Jiu. Asta este ce trebuie să facem, vom merge, vom discuta cu ei. O să vedeți că începând de mâine chiar o să prezentăm un proiect amplu pentru Târgu Jiu. Avem proiecte pentru toate zonele din Târgu Jiu, pentru toți cetățenii Târgu Jiului. Ne-am făcut treaba, chiar dacă suntem o echipă care a pornit târziu, am recuperat și prin toți acești pași făcuți în această perioadă scurtă arătăm seriozitate și respect față de cetățeni. Campania noastră se va axa în primul rând pe programul nostru electoral. Ne dorim ca municipiul Târgu Jiu să devină un oraș prosper, ne dorim ca municipiul Târgu Jiu să devină un oraș modern, un oraș care să fie demn de o țară occidentală. Municipiul Târgu Jiu este momentul să lase investitorii să vină în municipiul Târgu Jiu să investească, este momentul ca salariile să crească în municipiul Târgu Jiu, este momentul ca reabilitarea străzilor să se facă după reabilitarea canalizărilor și reabilitarea aducțiunilor de apă potabilă. Este momentul igienizării subsolurilor, blocurilor, problemă care trenează de zeci de ani de zile. Este momentul ca tinerii să nu mai plece din municipiul Târgu Jiu. Asta ne dorim cu toții, tinerii să nu mai plece din municipiul Târgu Jiu, iar copiii noștri să crească și să rămână să muncească în municipiul Târgu Jiu. Alegerile locale și europarlamentare vor avea loc pe 9 iunie.